Niciun ăsta. Vreau să-ți proiectul luat din editing cu operator. Dacă sunt discuții la proiectul din zi, dacă nu sunt, spun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Înainte să intrăm în ordinea de zi proiectul 1, aș vrea să supun la vot proiectul de bal la ședință extraordinară din 28.02.2021. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Și procesul verbal al ședinței extraordinare din 14.03.2021. Dacă sunt discuții, dacă nu, trecem la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Proiectul numărul 1, raportul primarului municipiului Unești privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Unești în anul 2021. Raportul nu se supune la vot, este doar o informare, informare care cuprinde starea economică, respectiv evoluțiile sectoriale din industria agricultură, situația locuințelor, infrastructura municipiului Onești, alimentarea cu apă, canalizare, producția, distribuția, energie electrice, lumina public, gaze naturale, transport, salubritate, gestiunea timpului fărăstrăpână, acestarea cimitirelor, zone verzi, întreținerea străzilor, trotuarelor, starea socială, starea de mediu, obiectivele primării municipiului Onești pe anul 2022, precum și raportul de activitate pentru anul 2021 al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor publice ale Consiliului Local. Fac precizarea că toate aceste date sunt un cumul de informații primite de la instituțiile și serviciile publice și reprezintă o informare statistică la nivelul municipiului Onești. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Proiectul numărul 2. Domnul președinte, înainte de a intra în ordinea de zi efectiv cu proiectul care trebuie votat, aș vrea să ținem un moment de reculegere pentru domnul Mediano, cel care ne-a părăsit fix după ședința ordinară de luna trecută, și de asemenea pentru domnul Cristea, cel care a fost președintele Asociației Cultului Eroilor din municipiul Onești, un reprezentant de seamă al un reprezentant al Oneștiului care a însemnat un reper pentru patriotismul, pentru patriotism, pentru probitate morală. Cred că amândoi merită un moment de reculegere. Sunt două momente care le-am pierdut. Un moment de reculegere. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bon imobil proprietatea privată a municipiului Onești, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Aveți cuvântul, domnule secretar general. În vederea realizării atribuțiilor conferite de ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Onești hotărăște darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Bunurile imobile aparținând domeniului public sau privat pot fi concesionate sau închiriate prin licitație publică în conformitate cu legislația în vigoare. Ca urmare a celor expuse mai sus, ca urmare a solicitărilor depuse, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren proprietate al Municipiului Onești în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Dacă sunt discuții, dacă nu, spun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Avizele sunt comisiile. Nu sunt notate avizele aici, la proiectul 2.
Comisia numărul 1. Comisia numărul 1, cer scuze. Adivinează, comisia 1. Favorabil. Comisia 4. Favorabil și la 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Ce e astăzi? Recunzi aici. Nu am mai venit, dar nu întrebați de comisie, domnule. Putea să vă gândiți, v-am întrebat din nou. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind admiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Ionești, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Aveți cuvântul, domnule secretar general. Prin hotărâre de Consiliu anterioare au fost atribuite sub forma concesiunii suprafețe de teren menționată în anexă. Ținând cont de solicitările înregistrate la primăria municipiului Ionești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexă. Având în vedere cele menționate, susținem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre pe urmă de secretar general. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Dacă sunt discuții. Raportul Comisiei de Specialitate. Comisia numărul 1. Comisia nu a zis favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt oamenii la proiectile. Dacă nu o să pun la vot, cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Ionești a unor imobile constituite din terenul cu și fără construcții situate în intravinalul municipiului Ionești. Domnule secretar, având în vedere inventarierea zonelor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Ionești, Direcția Patrimoniului Comportamentul Cadastru și Registrul Agricol, împreună cu serviciul patrimoniu imobiliar, au identificat imobilele menționate în documentele înaintate care au fost cuprinse în domeniul public al municipiului Ionești. Având în vedere cele expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Ionești a unor funuri imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în planul localității poate fi supus de dezbatere și aprobării pentru Consiliul Local în forma prezentată. Avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de dare în folosință gratuită de 25. Numărul 25 din 15.1.2018, încheiat între Asociația Municipală a Pensionarilor Ionești pentru spațiul situat în strada Republicii numărul 43 și municipiilor din municipiul Ionești. Și inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Aveți cuvântul, domnule secretar general. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ionești, Asociația Municipală a Pensionarilor Ionești solicită încetarea contractului de dare în folosință gratuită numărul 25.15.01.2018 pentru spațiul din imobilul exploatării publice 43, banii 1 și 3, în suprafață de 190 de metri pătrați. Ținem cont de prevederile contractului de încuiere, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Comisia de Specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Ionești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. În conformitate cu prevederile legale actuale, legiuitorul a elaborat criterii de acces la locuința și criteriile de ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Ținând cont de multiplele modificări legislative intervenite în ultimii ani, se impune actualizarea și aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii.
facem precizarea că după aprobarea programului proiect, acesta se va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrării Publice și Administrației în conformitate cu prevederile legale. Având în vedere cele menționate, supunem că aprobarea proiectului de hotărâre forma prezentată. Eu mulțumesc, domnule secretar general. La adresul comisiei, comisia numărul 1. Adis favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Adis favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 2 pentru anul 2022 în vederea aprobării atribuirii locuințelor pentru tinerii de tip ANL din municipiul Onești. Inițiator, Merina Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. Urmarea faptului că la momentul actual sunt disponibile locuințe ANL, este necesară repartizarea acestora în acest context. Comisia Locală de Analiza Cerurilor Solicitanților pentru aprobarea repartizării atribuirii și întâlnirii locuințelor pentru tineri, locuințelor sociale, locuințelor de serviciu, locuințelor din fondul locativ de stat, a procedat la verificarea dosarelor depuse la legislatura primăriei municipiului Onești, stabilind lista solicitanților de locuințe care îndeplinesc condițiile necesare atribuirii unor locuințe ANL. Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Trecem la vot. Cine este? Dacă sunt discuții. Eu. Vă rog. Am mai avut discuția asta și la acest proiect chiar avem doar o listă cu numele de cereri. Nu am cum să votez nici pentru, nici împotrivă, ceva despre care nu știu. Nu ar fi trebuit să vedem și noi numele solicitanților. Da, este că este un raport. Nu este. Deci în proiectul și m-am uitat atent. Cred că e simplu pentru fiecare dintre noi. Dacă avem nelămuriri, venim la compartimentul de specialitate și... Nu, cred că fiecare respectăm procedura, doamna avocat. Așa se procedează. Da? E punctajul. Punctajul stabilește. Cum se asta nu știu? Dar punctajul. Da, nici pe comisia, poate la numele dosarului, fără să fie... Este la comisie, domnul secretar, este anexă situația solicitării în urmă care comisie și atribuire care nu știe explicație. Este lista anexă, anexă solicitată la prezent, anexă... Da, poate, dar apoi la numele de dosar, fără să apară numele de cerere. Este lista solicitaților cu nume, prenume, cer... Bun, și a fost depusă la noi și a fost comentată consilierilor locali? Eu vă spun că nu, că am urmărit da, vreo da. De ori în acest da, proiect. Da, da, nu apare nici în raport și nu apare nici în documentație. Bun, eu am mai anunțat, ori de câte ori apar astfel de probleme, vă puteți documenta, unde puteți să aduce la cunoștință. Noi comunicăm și am comunicat doar numărul de dosar, având în vedere normele de GDPR-urile astea care vă omoară pe toți. Compartimentul de specialitate care a făcut raportul vă stă la dispoziție, dacă vreți să le verificați, când puteți să mergeți acum. Da, din punctul și eu, punctul meu de vedere, e o formalitate, cred că aprobarea în Consiliul Local răspunde într-o comisia care analizează dosarele respective. Pentru votul dat în Consiliul Local, răspunderea este personală, da? De aceea v-am zis că nu pot vota ceva de cunoștință de cauză. Răspunderea este colectivă. Deci pentru lucrurile pe care le avem, pentru că așa ne-am învățat să lucrăm în ultima vreme, ca să nu încărcăm ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local cu amănunte care efectiv nu sunt necesare în ședința de Consiliul Local, la ședințele pe comisii, care nu se țin cum ar trebui să se țină. Și o specific și asta cred că trebuie să audă toată lumea.
la ședințele pe comisii, pentru că noi trebuie, avem obligația să ne întâlnim la ședințele pe comisii și să discutăm proiectele ordinii de zi. Acolo chemăm toți reprezentanții compartimentelor de specialitate și unde avem probleme, întrebăm. Verificăm toate înscrisurile, așa încât ședința de Consiliu Local este doar o formalitate. Aici venim și dăm sau nu votul pe chestiuni pe care le-am discutat anterior. Dacă este o formalitate, de ce mai aveți de la noi de votul ăsta? Le putem ridica să plecăm, rămâneți singură, faceți ce aveți de făcut? Nu, asta înseamnă formalitate, nu? Adică nu mai discutăm chestiuni pe care ar trebui să le discutăm în comisie. Păi și atunci de ce ne întâlnim în ședință? Dumneavoastră nu știu de ce. De data asta este ultima oară când m-ați dat la așa. M-am tot abținut de ședințele astea, să nu zic. Da, e ultima oară când m-am țin și asta o fac așa de... Dacă vă iubiți, luați-vă o cameră. Eu zic să vă mai gândiți. Dacă mai să discut. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui bun imobil teren aparținând domeniului privat al municipiului Lănești, inițiator Neghina Victor Laurențiu, domnule secretar general. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Lănești pot fi concesionate în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și amenajării teritoriilor. Concesionarea de terenurilor reprezintă un lucru interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietatea publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus, conform prevederilor actului administrativ, propunem ca proiectul și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Avizul comisiilor, comisia numărul 1, favorabil. Comisia 4, aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Da. Da, domnul consilier, vă rog. Am văzut că este o suprafață de 8 metri pătrați pe care există deja o construcție. Bănuiesc că data asta licitația este doar o formalitate, pentru că în afară de proprietarul construcției, nu văd cine ar mai putea licita pentru terenul respectiv, nu? Da. Păi și atunci de ce mai facem licitația? De ce nu vorbim? Pentru că codul administrativ prevede singura formă de închiriere sau concesiune este licitația publică. Teoretic, la o licitație poate să vină oricine dorește. E greu să cred că cineva are un interes să vină să liciteze pe un teren care este deja ocupat de construcție. Din păcate, pârghiile legale, astea sunt la momentul acesta. Ne obligă, nu putem nici să ia privire, nu putem decât să facem licitație. Păi, parcurgem procedura din codul administrativ. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării unor tronsoane pietonale reparate din municipiul Onești, din administrația Consiliul Local Onești, în administrația TCDPP Onești. Inițiator, Neghina Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. În hotărârea de Consiliului Local anterior a fost preluat în administrarea Consiliului Local trotuarele aferente străzilor din municipiul Onești în vedere de problemele lucrări de întreținere. Având în vedere finalizarea lucrărilor de reparație, propunem plecarea trotuarelor reparate aferente străzilor ce aparțin municipiului Onești în administrarea Consiliului Local Onești, în administrarea SC domeniul public și privat de Peștesa, în vederea administrării acestora, conform contractului de delegare a gestiunii a serviciului de administrare a domeniului public și privat. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Avizul comisiilor. Comisie numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 10.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 44 de 24 februarie 2021 pentru constituirea Comisiei pentru predarea primirea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești către de la operatorul regional Seceraja S.A. Constanța. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general. Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă în condițiile legii în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de autorități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, care compun sistemele de utilități publice. Având în vedere încetarea raportelor de muncă ale domnului Medeanu Laurențiu, membru în această comisie, propunem înlocuirea acestuia un alt membru, respectiv doamna Elena Chiriu, din cadrul Direcției Urbanism. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată, cu mențiunea că acest proiect este cu vot secret. Mulțumesc, domnule secretar general. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, vă invit la vot. Thank you.
Proiect de hotărâre privind aprobarea testării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești la unor bunuri imobile. Inițiator Neghină Victor Laurențiu Privar, domnule secretar general. Având în vedere proiectul derulat de către Granja S.A. Constanța al municipiului Onești, este necesar ca domeniul de proprietate publică al municipiului Onești, adoptate de lucrările, să fie intagonată la domeniul public. Imobile ce fac obiectul propunerii a testării la domeniul public al municipiului Onești, vederea înscrierii verzii de proprietate cartea funcțială, sunt situate în programul și extraterea localității, identificate cu plan de amplasament și de ridicare. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții dacă sunt în adinerea proiectului. Dacă nu, supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației gestionării bunurilor din patrimoniul municipiului Onești și al unităților de sub autoritatea municipiului Onești anul 2021. Inițiator Neghină Victor Laurențiu Primar, domnule secretar general. Consiliul local are atribuție privind administrarea domeniului public și privat al municipiului Onești, iar primarul supraveghează inventarierea și prezintă consiliului local rezultatul acestuia. Având în vedere prezentările legale, unitățile patrimoniale au obligația de efectua anual inventariere generală elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalelor proprii deținute de la cercetul activității, cel puțin o dată cu oferi executiv financiar. Supuneți că analizul și aprobare Consiliului Local, proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general, la avizul Comisiei 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute de SECE Andru Imobiliare and Management SRL, constând în conductă de distribuție DN 110 mm, PHD, lungime de 200 metri liniari, situată în strada Industriilor numărul 1, municipiul Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu Primar, domnule secretar general. Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, respectiv în ceea ce privește administrarea domeniului public și privat al municipiului. Acceptarea donațiilor și alegatelor făcute către unitățile administrative teritoriale se aprobă prin hotărârea Consiliului Local al municipiului.
în adresa înaintată, se cere imobiliare în management CRM și exprim acordul de a preda subiectul gratuit în municipiul Iași, pentru că aș fi subiectul CRM 110 FHP, în cima de 200 de metri lineari, situată strada Victorului numărul 1 în municipiul Iași. În acest sens, propun spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general, avizul comisiilor, comisia numărul 1, aviz favorabil, comisia numărul 4, aviz favorabil. Dacă sunt discuții de marginea proiectului, dacă nu, supun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unor mijloace fixe și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare primire, numărul 17.54 din 18.08.2010, parte a contractului numărul 16.886 din 18.08.2010, de delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat către SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A., inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar, domnule secretar general. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de către 10 domeniul public și privat Onești S.A., propunem darea în administrarea unor mijloace fixe achiziționate de municipiul Iași prin contractul de furnizare către 10 DPP și încheierea de acte adiționale la contractul de delegare a gestiunii, precum și a bunurilor înaintate. Tot să punem spre aprobare și analiză proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar general, avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de alipire a unor imobile, terenuri, proprietatea municipiului Onești, în vederea individualizării prin număr cadastral propriu. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar, domnul secretar general. Imobile care fac obiectul proiectului de hotărâre pentru serviciile notariale specifice operațiunilor de alipire sunt situate în municipiul Onești, Bulevardul Etiu numărul 29, identificate prin numele cadastrale individuale. Scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului ce va deriva din alipirea terenurilor menționate, este necesar să se aprobate serviciile notariale specifice. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții cu marginea proiectului. Dacă nu, supun la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Onești, datată de 31.12.2021, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobarea autorităților declarative până la data de 31 mai al anului următor conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la articolul 1 din legea 273/2006, contul de execuție a bugetului municipiului Onești la data de 31.12.2021, este prezentată în documentele înaintate. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Avizează Comisia 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiect numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a structurii funcționale Primăria Municipiului Onești și al instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar, domnule secretar general. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște condițiile legii toate problemele de interes local, printre care și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local. Ca urmare a aprobării hotărârii Consiliului Local numărul 23 din 27.1.2023, prin care s-a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local și aprobarea modificării organigramei și a salului de funcții, se impune actualizarea regulamentului de organizare și funcționare
acestor structuri, conform documentelor înaintate. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar general. Avizul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Cu precizarea că aici avem un amendament. O să prezint amendamentul sau întâi dacă sunt discuții, nu știu dacă sunt de proiect, dar o să prezint amendamentul mai întâi. Dacă sunt discuții la proiect, da, da. Le discutăm. Dacă nu, citim amendament. În acest amendament se solicită modificarea articolului 53 litera K din cadrul anexei, care va avea următoarea formă. Eliberarea autorizațiilor de branșament la rețelele publice de utilități, a avizelor de raportare la sistemul public de canalizare, a permiselor de liberă trecere pentru autovehicule de mare tonaj, la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Litera B. Modificarea și completarea articolului 44.4.1 roman. Atribuții în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. Litera E. În cadrul anexei, care va avea următoarea formă. Asigură gestionarea, evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriilor, precum și a nomenclatorului stradal, verifică și eliberează certificatele de nomenclatură stradală. Adică mai simplu și pe înțelesul tuturor, atribuțiile privind gestionarea nomenclatorului stradal va trece de la serviciul tehnic investiții la serviciul de urbanism. Dacă sunt discuții pe marginea amendamentului, dacă nu, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dacă sunt discuții cu marginea proiectului, n-au fost, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 18, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale a municipiului Onești. Avizul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Da, mă prezent. O să prezint, să prezint și referatul de aprobare la poliția. Necesitatea, oportunitatea actualizării regulamentului de organizare al poliției locale rezultă din faptul că prin hotărârea Consiliului Local numărul 23, poliția locală s-a organizat la nivel de direcție, respectiv direcția făcută de poliție locală, astfel că determinarea activităților de legislație în materie și fixarea lor în regulamentul de organizare și funcționare este imperioasă necesară. Este imperios necesară. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dacă sunt discuții, nu, comisiile de specialitate, comisia numărul 1, aviz favorabil, comisia numărul 4, favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiectul numărul 19, proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării sumei de 2145 de lei lunar de la bugetul local pentru întreținerea domnului Lițescu Adrian Ioan din municipiul Onești la Căminul pentru Persoane Vârste din 8 martie numărul 26, municipiul Onești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Avem și un amendament la proiectul ăsta, domnule secretar general. În Spitalul Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca, a fost internat domnul Lițescu Adrian Ioan din municipiul Onești, fără locuință, fără venită și fără susținător legal. Din actele medicale prezentate de către unitatea spitalicească, reiese faptul că persoana în cauză este diagnosticată cu cataractă, cu recomandarea de intervenție chirurgicală, atrofie cerebrală moderată, traumatism craniofacial forte, etc., fără a verifica locuințele de parte a unei persoane obligate la aceasta. Pentru că nu deține locuință și nu are posibilitatea să se autogospodărească, necesită îngrijire specializată într-un centru de ocrotire. Având în vedere aspectele prezentate, propunem aprobarea asigurării sumei de 2145 lei lunar de bugetul local pentru întreținerea persoanei respective la Căminul de Persoane Vârstnice, listat la 8 martie numărul 26.
Vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu mențiunea că există un amendament. Cu permisiunea mea să vă citesc amendamentul. Articolul 1 se modifică și va avea următoarea formă, articolul 1 din proiectul de hotărâre. Se aprobă asigurarea sumei de 2.145 lei lunare la bugetul local pentru întreținerea domnului Ițescu Adrian Ioan din municipiul Onești, persoană fără venituri și fără susținători legali, începând cu data internării, la terminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, numărul 26, din municipiul Onești de Făbacău, instituția aflată sub ordinea Direcției Generale de Asistență Socială Onești. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Dacă sunt discuții asupra amendamentului, dacă nu, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Supun la vot proiectul cu amendament. Nu. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Și 4 favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Vreau să spun câteva cuvinte. Domnul pentru care se face această finanțare este persoana de care am vorbit în ședința trecută, care a stat la centru, după care în spital. Înțeleg că nu are doar probleme de vedere, are și alte probleme de sănătate. Probabil în perioada următoare va trebui să găsim o altă formă de internare într-un centru specializat. Momentan va fi internat la azilul nostru din cartier 8 martie, dar cum spuneam, are alte probleme de sănătate și necesită o altfel de internare. Mulțumesc. Deci trebuie să înțelegem că este o situație temporară pentru dumneavoastră. Este un sprijin pe care îl ajutăm. Bun. Acum să nu înțeleagă oamenii că dăm banii la alt azil, este azilul nostru, dar asta este forma legală prin care se poate interna o persoană, nu putem să o ducem, dacă, chiar dacă este azilul din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială, care aparține de primăria Onești, asta este formalitatea. Trebuie să asigurăm această finanțare, dar banii nu pleacă în altă parte, rămân tot în cadrul subordinea primăriei, unității din ce aparține de primăria Onești. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Comar. Dacă mai sunt discuții, dacă nu o să pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 20, retras de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 21, retras. Cu permisiunea dumneavoastră, voi spune de ce, cum am luat hotărârea de a le retrage. Aceste două proiecte vom intra cu ele pe ordinea de zi săptămâna viitoare. Sunt pe ordinea de zi a Consiliului Județean, doar că în momentul în care ne-au venit contractele de asociere am constatat diferențe care trebuiau reglate. Alta a fost discuția, funcționarii au înțeles altceva care au creat. Noi le-am primit asocierile de la Consiliul Județean. N-a fost ce trebuia să fie, vor fi cu mult mai bune. Nu, eu sper să fie varianta de la Consiliul Județean și nu cea pe care am avut-o noi. Varianta, nu, și la Consiliul Județean, astea au fost în primă fază varianta asta, dar vor fi amendate și vor fi cu 95% și una și alta. 95% contribuția oare ambele proiecte, 95% de la Consiliul Județean. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Proiectul numărul 22, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 296 de 25-10-2021, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. amplasamentului pentru construirea obiectivului de investiții Creșa numărul 2, municipiul Onești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Aveți cuvântul, domnule secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 26/2021 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului pentru construirea obiectivului construire creșă medie în strada Victor Babeș, municipiul Onești, județul Bacău. În data de 14 martie 2022, autoritatea administrativă a aprobat pe HR62 o serie de modificări asupra proiectului de investiții. În vederea verificării conformității
Hotărârea a fost transmisă CNI-ului în vederea verificării conformității administrative și a legitimității. Solicitările de înscriere în Programul Național de Construcție de Interes Public sau Social sub programul CRESHE. Astfel, prin e-mail în data de 18 martie, acestea ne solicită modificarea articolului 5 din hotărâre, conform draftului aprobat. Având în vedere cele precizate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții cu ordinea proiectului, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul 24. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Unești pe anul 2022. Inițiator Neghindă Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. Prin adresa mea intrată, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Unești ne solicită preaprobare bugetul de venituri și cheltuieli, modificarea bugetului Unești și cheltuieli și lista de investiții pentru anul 2022. Facem precizarea că modificarea existante se datorează sumelor alocate de către Ministerul Sănătății, de pentru care se impune suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu sumele solicitate. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Avizul Comisiei 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unui imobil care a funcționat ca unitate de învățământ în imobil cu altă destinație. Inițiator, Neghindă Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. Având în vedere faptul că la acest moment imobil este toată municipiul de la 9 martie 2023 cu destinația de unitate de învățământ, nu mai are această destinație, ținând seama cont de prevederi de legea educației naționale numărul 1 pe 2021-2011 cu modificări și completări de ulterioare, care reglementează faptul că schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de instituțiile și unitățile de învățământ prin Universitatea de Stat se poate face după primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activității educaționale de către autoritățile administrației publice locale, fără avizul conform al Ministerului Educației, vă supuneți că analize și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții în marginea proiectului, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 26. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 202 din 14 noiembrie 2019 privind aprobarea schimbării destinației unui imobil proprietatea municipiului Unești și aprobarea contractului de dare în administrarea acestuia Direcției Generale de Asistență Socială cu noile destinații ce fac obiectul contractului. În hotărârea Consiliului Local numărul 223 s-a aprobat schimbarea destinației unui imobil din proprietatea municipiului Unești și aprobarea contractului de dare în administrare acestuia către Direcția Generală de Asistență Socială cu noile destinații ce fac obiectul contractului. Având în vedere faptul că răpostul de noapte pentru perioada sezonului rece are ca scop asigurarea cazării temporare pe timp de noapte și numai pe perioada sezonului rece a persoanelor fără adăpost, pentru satisfacerea nevoilor primare ale persoanelor fără adăpost, în sensul înlăturării cauzelor și rezolvării parțiale sau totale efectelor marginalizării sociale, sau după caz, care dovedirea capacităților de viață independentă a persoanelor beneficiare, prin legăratul numărul 1990 din 17-2023, Direcția de Asistență Socială solicită încetarea activității adăpostului de noapte pe perioada sezonului rece și schimbarea destinației acestuia în centrul de urgență de grijă temporară a persoanelor fără adăpost, începând cu data de 1-4-2022. Astfel de cele adăcate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții cu marginea proiectului,
dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 27. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor percepute pentru cimitirile proprietatea municipiului Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, domnule secretar general. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște cu înțelegere de legii toate problemele de interes local, potrivit obiectului administrației. Dar în vedere de numărul întocmit, de către domnul consilier local Citaru Adrian, care propune menținerea taxelor și tarifelor percepute pentru cimitirile proprietate municipiului Onești, aprobat de prin anunța numărul 4 la hotărârea Consiliului Local 357 pe 2021, la același nivel de perioadă de 10 ani, în prezentul proiect de hotărâre se propune stabilitatea taxelor și tarifelor percepute pentru cimitirile proprietatea municipiului Onești pe perioadă de 10 ani. Având în vedere cele expuse, apreciem faptul că proiectul de hotărâre înaintat îndeplinește condițiile locale pentru a fi supus dezbatere și aprobării Consiliului Local. Mulțumesc, domnule secretar general. Avizul Comisiei de Specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Am eu o întrebare, că domnului primar, cum procedăm dacă un anumit loc de bench că nu e neplătit din diferite motive? Urmașii respectivului sunt plecați prin străinătate. Cum ar trebui, de unde și-au acei urmași informațiile și cum ar trebui să facă plată? Haideți să facem un scurt istoric a tarifelor, în primul rând, și dacă tot profit de ocazie, sunt mulți dintre oneșteni care au sunat în ultimul timp după ce am făcut acele clarificări pe pagina mea de socializare. Foarte mulți au sunat la primărie să întrebe cum exact situație și multe alte întrebări au fost puse. Am să fac un scurt istoric. Cum a evoluat prețul, în primul rând, la aceste tarife. În 2014 am propus și Consiliul Local a aprobat reducerea celor două taxe. Până în 2013 era un regulament după care se plătea, sau în 2014 pentru 2015, am redus taxa de săpat groapă de la 40 de lei la 20 de lei și taxa pentru de concesiune atunci era la an de la 15 lei pe an la 3 lei pe an, adică la o perioadă de 7 ani 21 de lei. În 2019, legislativul a aprobat creșterea acestor taxe de la 21 de lei pe 7 ani la 250 de lei pe 7 ani, săpatul gropii de la 20 de lei la 200 de lei. În 2020, când a revenit la primărie, am propus reducerea acestor taxe de la 200 de lei la 25 de lei taxa de săpat groapă și de la 250 de lei la 50 de lei această rezervare pentru 7 ani. Am considerat la acel moment și am găsit înțelegerea dumneavoastră că primăria nu trebuie să-și scoată profitul din aceste servicii. Este mai mult, sunt mai mult niște taxe simbolice. Nu cred că cineva poate să spună că în România există săpat groapă cu 25 de lei sau concesiune pentru 7 ani, 7 lei pe lună la aceste vremuri. Acum să revin la întrebarea dumneavoastră, care nu doar dumneavoastră a spus, au pus-o foarte mulți. Încă de când am preluat mandatul, mi-am propus să inventariem foarte clar cimitirile noastre. Dacă la Borzești nu sunt probleme, pentru că este un cimitir nou și este foarte ordonat făcut, la cimitirul Red, într-adevăr, circulă tot felul de legende, nu tocmai fondate, despre felul cum se transmit aceste locuri de veci. Pentru a nu mai exista, a dispărea aceste legende care circulă, zilele trecute am făcut o prezentare a modului în care se transmit locurile de veci. Da. Conform regulamentului, locul de veci se dă pentru 7 ani. Mai repede de 7 ani nu poate fi preluat de altă persoană.
După 7 ani, dacă familia dorește prelungirea acestei concesiuni, plătește o taxă de 50 de lei, care, cum spuneam mai devreme, este mai mult simbolică, dar e foarte necesară această taxă pentru a conștientiza sau dacă n-am pune această taxă care ar trebui prelungită din 7 în 7 ani, am trezit că l-am mormântat și rămâne rezervat 100 de ani fără o perloagă, măcar un gest din partea familiei să treacă pe acolo, să-și întrețină. Dacă nu interesează, după 7 ani și nu mai voi prelungirea acestei cesiuni, locul poate fi cesionat altei familii pentru cel mormântat. Concesionarea acestor locuri se fac doar în baza certificatului de deces. Nu poate, cel puțin la cimitirile administrate de primărie, locurile nu se dau în avans. Foarte multe persoane au întrebat, chiar lucrul care se va întâmpla același mod va opera și la cimitirul din satul catolic, chiar dacă este administrat de primărie, vor fi aceleași reguli. Se va putea lua loc doar în momentul în care o persoană decedează în baza certificatului de deces. Pentru că dacă ar fi la liber, ar putea să-și rezerve oricine, oricum, mâine deschidem cimitirul din satul catolic, mâine este ocupat tot și se ajunge la fel, la acel tip de donații, că eu l-am cedat nu știu cui, de diferite sume, încă o dată spun, sume nedovedite, dar circulă tot felul de zvonuri de sume impresionante la cedarea acestor locuri. Regulamentul spune clar, cesiunea locurilor se face doar până la rudele de gradul 1 sau 2 sau moștenitorii de drept care se îngrijesc de locul respectiv. Nu îi mai interesează să aibă grijă de locul respectiv. Locul se repartizează de către primărie în baza certificatului de deces altei persoane care a decedat. Sub nicio formă nu vine ruda și zice vreau eu să-i donez lui Popescu sau Ionescu. Dacă nu face dovada că este neam de gradul 1, 2 sau moștenitorul legal, nu poate prelungi și nu poate folosi acel loc de veci. Sub nicio formă nu se preiau, doar primăria le repartizează în momentul în care nu mai interesează pe urmași, le repartizează primăria în baza certificatului de deces. Dacă mai sunt alte întrebări, cu plăcere vă răspund. O completare, dacă există posibilitatea să facem undeva pe site-ul primăriei o secțiune unde să punem toate informațiile astea, din străinătate să-și poate pune de... În perioada imediat, acum am cadastrat, încă de la începutul mandatului, Direcția de Patrimoniu, le-am dat această temă, a cadastrat cimitirul, acum identifică toți urmașii, dacă mai există. În perioada imediat următoare vom prezenta harta cimitirului cu toate mormintele care sunt achitate, nu sunt achitate, vom da probabil 6 luni la dispoziție urmașilor. De exemplu, astăzi, după ce am postat, mi-a arătat cineva, venise o persoană și a plătit pentru 21 de ani. Noi plătise din 2002, a plătit din urmă, plus până în 2023, ceva de genul, pentru 3 ori 7 ani, pentru părinte. N-a știut, acum când a văzut, a venit și a achitat. Vom da, după ce vom prezenta harta cu cele care nu sunt achitate, vom spune clar, nu e achitat de 7 ani, 15 ani, nu îl luăm, chiar dacă n-a achitat de 15 ani, n-a știut, dar din momentul ăsta vom da o perioadă, o grație, probabil de 6 luni, încât oamenii, urmașii care vor să-și păstreze mormintele înaintașilor lor, să poată să vină să-și actualizeze. Cine nu va veni în 6 luni și nu-i plătit de 10, 15, 20 de ani, se consideră că nu-l mai interesează și atunci vor deveni disponibile acele locuri pentru alte persoane care... Rugămintea era, dacă putem face o formă, s-ar putea să fie unii care în 6 luni să nu poată ajunge în țară să facă prelungirea. Să poată primi de unii noi.
cu siguranță vom găsi, dar nu vom lua, deci nu ăsta e scopul de a le lua oamenilor, ci au face o ordine în acel cimitir. Se pare că din primele estimări sunt cel puțin 80 de locuri, deci foarte, foarte mulți ani în care par părăsite, nu se știe nimic de... de urmași. Dar nu, încă o dată spun, nu ăsta este scopul de a deposeda pe cineva de aceste lucruri de vești, ci de a face ordine. Vreau să dispară, să fie foarte clar, locurile nu sunt transmisibile, urmașul, adică nu poate veni urmașul, zice, dau o declarație, îl dau lui Popescu ca așa vreau eu. Pentru că știm cu toții, fără ce circulă pe piață, ce sume se vehiculează în transmiterea acestor locuri de veci. Încă o dată spun, nedovedite, dar legende sunt multe. Și pentru a evita acest lucru, asta spune regulamentul, vom respecta regulamentul, nimeni nu-l va încălca. Ordine și curățenie. Da. Mai multă ordine și curățenie. Cu siguranță. Va intra, eu sper că anul ăsta va intra și capela, adică speram, credința până în toamnă va fi și capela pusă la punct. Da, vă mulțumim, domnule primar. Dacă mai sunt discuții, dacă nu știu cum a fost, cine este pentru, împotrivă, de a ține cineva. Proiectul numărul 28, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, aprobarea proiectului și a bugetului proiectului, îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19 prin lucrări specifice la instalațiile de fluide medicale și electrice din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar general. Conform prevederilor legale în domeniu, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii cooperarea și asocierea cu persoane juridice române sau străine în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local. Având în vedere adresa Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, în care se comunică faptul că acesta a fost declarat spital suport COVID-19 pentru dreptul Bacău și apoi desemnat spital de nivel de competență 1, realizând toate activitățile necesare, s-a constatat că există deficiențe privind instalațiile de fluide medicale, instalațiile electrice, interioare și sistemele de detecție incendii, detecție concentrație de oxigen. Analizând posibilitatea de finanțare, execuției lucrărilor necesare, s-a identificat ca sursă de finanțare nerambursabilă, apoi în 2014-2020, axa prioritară nouă protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. Considerăm că venim în sprijinul cetățenilor orașului și nu numai prin asigurarea unor condiții optime de asistență medicală, de siguranță și funcționare instalațiilor spitalului, vă rugăm să analizați aprobat proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cu o singură precizare, în cerința anterioară a fost aprobat contractul de asociere între municipiul și județul Bacău de o parte privind cota de finanțare a municipiului Onești. Prin acest proiect se acordă relațiile, de fapt, contractuale și procedurale între, pe de o parte, între noi și Spitalul Municipal Onești. Nu se anulează contractul? Nu. Din câte mi-au spus colegii, vin în completare. Poate doamna director să ne... Nu, nu se anulează. Pe cererea de finanțare trebuie să apară doar Spitalul și Municipiul Onești. Consiliul Județean vine cu cota de cofinanțare care este neeligibilă cele 13 care s-au votat în ședința trecută. Acum se aprobă depunerea cererii de finanțare, bugetul total al proiectului și având în vedere faptul că pe GIR eligibili sunt doar Municipiul Onești și Spitalul, celălalt asociere este doar pe neeligibil, care ține doar de bucătăria noastră internă. Adică stă în picioare ceva. Sigur că da. Acesta, practic, este acordul de parteneriat între noi și Spital ca să putem iniția depunerea cererii de finanțare, iar celălalt proiect de asociere cu județul Bacău e problema între noi, între municipiul Onești și județul Bacău privind cota de cofinanțare. Sunt două lucruri distincte. Se completează unele. Bineînțeles, se completează. Da. Da.
Mulțumesc, domnule secretar general. Avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții cu marginea proiectului. Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Vă mulțumesc. Capitolul diverse. Dacă are cineva dedicat la problemă. Dacă nu, declar închise rugările. Are undeva. Vă scuzați, doamne. Ia. Da, da, este vreau să mă uit aici. Mulțumesc, domnul președinte. La încheiere, dar de la privire. O mică rugăminte aș avea, probabil că cei direcții administrative să nu știu ce apropo de protocolul nostru cu apă minerală, deoarece ședințele noastre văd că încep să fie din ce în ce mai lungi, să ofere și presiei un bidon de apă minerală sau apă plată, nu că presa este a patra putere în stat, ci pentru că noi românii suntem ospitale, de asemenea și personalul primăriei care participă la, la ședințe. Am notat. Dar sugestia este chiar. Poftiți? Bravo! Da. Asta-i whisky. Nu, whisky de... Dacă mai sunt probleme... Whisky dacă nu declară închiderea pe greșitul de astăzi, vă mulțumesc.